Șefa Direcției de Sănătate Publică din județul Dolj a avut un rezultat pozitiv la testul COVID la doar 4 zile după rapelul vaccinului. A doua doză de vaccin a fost administrată pe data de 26 ianuarie, iar la câteva zile aceasta a avut simptome specifice infecției cu SARS-CoV-2. S-a testat din nou, iar rezultatul a fost pozitiv. Valeria Andrescu, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Dolj, a fost testată pozitiv cu coronavirus, deși i-au fost administrate ambele doze de vaccin anti-COVID. În aceeași situație este și soțul său, care lucrează de asemenea în cadrul DSP Dolj. Atât femeia cât și soțul acesteia au făcut rapelul pe data de 26 ianuarie, însă la doar câteva zile bărbatul a început să se simtă rău. Avea temperatură și alte simptome specifice infectării cu COVID-19, împreună și-au făcut testul PCR și-au ieșit pozitiv. În acest moment, cei doi soți se află în izolare la domiciliu, iar starea lor de sănătate este una bună. Autoritățile au declarat că vor exista posibile infectări cu noul tip de coronavirus la persoanele care s-au vaccinat, iar efectul maxim la vaccinul anti-COVID apare la 7 zile după rapel.